Este ora 6 dimineața și acum o să mă duc să vizitez Caibe Floating Market. Scooterul și încă o dată feriul. Da, ce vă face Bobby? Caibe, vei cu ceva aia. Hai să luăm niște fructe. Hello. Mango. Mango, please. Haide să băgăm niște mango. Ne-am ancorat aici frumos. Barcă pe barcă. Hold. Hold for a second. Am aici cameramanul meu de ajutor. Cine mă aștepte pe mine să filmez. Aha, jackfruit and mango? Yeah. Mm-hmm. No. How much? Asha. Thank you. Asha. Evident că aici. Yeah. Thank you. Thank you. Evident că luând de aici e puțină japcă, dar nu e nimic. Ăsta este un jackfruit, dacă nu mă înșel, care are un gust foarte șmecher. Îmi place super mult ăsta. Mamă. Ce să este demențial joc. Ia. Ah. What is this? Hai că am mai primit ceva. Nu știu ce. Ia. Da, mă, știu cât de bun e asta. Niște mango. Nu vrea, bosul. Mâncăm noi. Bă. Mâncăm cu mâna, că n-are nimic. No? Adică femeia asta avea și ceva de adus până aici. Ia să vedem. Ah, da, trebuia să aducă saci ăștia, mă. Dar nu știu ce e în ei. Așa, hai că acum avem puțină liniște. Da, am luat decizia să nu mai merg în Canto. Pentru că n-are sens, am fost deja în 4 ore și de aici din Delta și chiar e timpul să mă duc într-o altă zonă. Ne-am întors acum. Așa. Ne-am întors acum să și plătim, că așa e frumos, nu? Hai să vedem dacă am... Hai să zic că n-am bani de ăștia. Give me change.
Deci dăm una de 200 de mii și luăm una de... Ok, thank you! Thank you, goodbye! What's that? No, no, no. Așa, deci am plătit pe toată plimbarea asta 100 de mii de dongi. 100 de mii de dongi, cât sunt? 4 dolari și ceva, până în 5 dolari ceva de genul ăsta. Lasă că facem la final calculul și vedem dacă am ieșit mai bine decât dacă aș mers cu tourism agency sau dacă am mers singur. Nu știu dacă se vede bine, dar aici în față este un resort. Se numește Mekong Riverside și prețul este de 100 sau 120 de dolari pe noapte pentru a sta într-un asemenea bungalow. Mi se pare foarte mult și n-aș da niciodată banii ăștia, dar dacă ești cu cineva, dacă spune că, nu știu, sunteți 2, 3, 4 persoane, s-ar părea să merite, cred că e o experiență interesantă. Mai e o variantă foarte mișto pe care poți să o alegi pentru a veni să vizitezi Caibe Marketul, doar că e puțin mai complicată pentru mine. Poți să nu stai în Vinlong, să vii să stai aici, pe această insulă, să faci un homestay. Ce înseamnă homestay? Sunt oameni care pur și simplu te primezi la ei în casă, îți dau o cameră, stai acolo, mănânci, ai totul inclus și este extraordinar de ieftin. Adică pentru a face chestia asta, pentru a sta o noapte pe insulă cu mâncare inclusă, totul inclus, te costă undeva la 9 dolari. Motivul pentru care eu n-am putut să aleg această variantă și motivul pentru care am luat un hotel în oraș, în Vinlong, este că aici, pe insulă, umezeala este extraordinar de mare și camerele, cazarea în general este foarte, foarte, foarte umedă totul, ca atmosferă. Eu am astm, am problemele cu astm și am alergie și pot să am niște crize foarte nasoale dacă nu am grijă de mine. Chestia asta mă limitează foarte mult și mă face să aleg variante din astea care nu-mi convin. Adică acum eu stau în hotel și trebuie să merg o oră și ceva până la piață, când eu am venit special ca să văd această piață aici. Dacă nu ai probleme mele de sănătate, este mult mai bine și mult mai șmecher să vii să experimentezi și să trăiești aici o zi împreună cu localnici. Asta este cea mai tare chestie. Goodbye. And thank you. Bye bye. Da, am mers destul de mult cu el. Cred că în total am făcut vreo oră și jumătate de aici până exact la Floating Market. Acum sunt să iau ferry boat-ul înapoi. Este ora 10 și 10 minute. La ora 11 și jumătate am busul care mă va lua de aici și mă va duce în Ho Chi Minh City. Cum v-am spus la început, această călătorie pe care am făcut-o eu acum, dacă o faci printr-o agenție de turism de aici, te costă undeva la 30 de dolari. Pe mine m-a dus cu absolut totul la vreo 20-21 de dolari. Chiar dacă să spunem că m-a costat 30 de dolari, tot merita să faci treaba asta de unul singur, pentru că unul la mână ai șansa să vezi cum trăiesc localnicii și doi la mână, o chestie pe care o să o spun în fiecare video de acum înainte când am asemenea experiențe, frate, este mult mai bine ca banii tăi să ajungă la cineva care stă aici, care, nu știu, care lucrează aici, decât să ajungă la o agenție de turism, la o firmă și așa mai departe. Chiar eu sunt pentru și vă sfătuiesc ca oriunde vă duceți, căutați ghizi locali, oameni din partea locului, cum se zice la noi, care să vă ajute și care să meargă cu voi, pentru că banii pe care îi dați vor ajunge direct la ei. Ok? Acestea fiind spuse, eu vă spun că vă iubesc și ne revedem cât de curând. La revedere, pa, pa!